În curând începe o nouă ediție a interviurilor Mediaș News cu Mircea Hodârnău. Am început cu prima dragoste, cu Alexandra, care este din Republica Moldova. Iată, ne-am dus în Germania și, cum scriam și pe Facebook, astăzi am plăcerea să mă revăd cu Roland Herrmann. Da, hai să vorbim. Ok, eu când am văzut că ai postat fotografii, că ești pe tren, zic, ok, să te pleacă pe undeva, ai ajuns tocmai din nou aici așa, ți-am luat niște fotografii de pe Facebook, în Liberia. Ce ai căutat în Liberia? Bun, știm ce ai făcut, dar cum ai ajuns din nou să faci voluntariat în zona asta a Africii? În Liberia mi-am dorit să ajung de când a fost epidemia aceea cu Ebola. Uh-huh. Și nu aveam absolut niciun contact pe vremea aceea. Eu m-am gândit că după genul ăla de epidemie, destul de brutală, o să rămână suficient de mulți oameni sau copii fără părinți, sau o să rămână foarte mulți oameni vulnerabili, ceea ce va exacerba, va amplifica situația în care sunt cu celelalte nevoi, făcând abstracție de Ebola. Nu sunt cel care se poate ocupa de dat pâine sau săpat puțuri, apă și așa mai departe, apă curată, dar pot să contribui la sănătatea lor de aici, de sus. Mm-hmm. Și m-am gândit că eu atunci, că poate măcar de durerea dentară aș putea să-i scap, și nu a fost să fie. N-am avut pe nimeni, am avut un prieten care era în Ciad la vremea aceea și a dat o tură în Liberia ca să ajute la un spital acolo în capitală. Dar îți dai seama, în plină epidemie nu existau zboruri directe acolo. Trebuia să zbori întâi în Sierra Leone sau în Ghana și de acolo. Eu cred că el a zburat în Sierra Leone și de acolo a luat un autobuz sau ceva, mașină, cu care a trecut după aceea în Liberia și așa a ajuns el acolo. El atunci își făcea contactele și viața a condus în același fel, în felul următor. El a ajuns înapoi în Ciad, după aceea am ajuns și eu în Ciad și acolo am reluat discuția și am zis că, dacă vreodată ajunge în Liberia, ia-mă și pe mine, că de mult îmi doresc să ajung acolo. Și uite că s-a făcut 2022 până când s-au legat lucrurile și așa am ajuns eu în Liberia. Auzi, crezi că e posibil să-ți iei blurul ăla din spate? Că s-ar putea să-ți mănânce RAM de la calculator și noi te vedem un pic întrerupt de la asta. Dacă nu interesează... Sunt într-un fel de depozit aici. Dar nici eu, ok, nu ne interesează ce ai în depozitul tău. Am vedea că sunt într-un subsol aici la mine. Da, foarte bine, ok. Și eu sunt tot așa, ca un studio pe care l-am făcut la un moment dat, l-am amenajat, pentru că pandemia asta ne-a făcut să ne rearanjăm viața, să ne o reorganizăm ca să ne putem să ne continuăm lucrurile cum trebuie. Așa, dacă, ok, bun, că până la urmă de la temperatura asta nouă, tu la un moment dat tu te-ai ajuns și când vedeam fotografiile puse de tine, zic, omul ăsta e ca în Survivor acolo, acum show-ul ăsta din România care e la modă. Bun, și zi un pic, cum v-ați acomodat și dacă ai fost singurul român din misiunea asta umanitară, de tura asta? Din media și-am plecat doi și vreau să spun că la un moment dat am ajuns acolo și a trebuit să facem niște teste COVID pe care ni le impune statul liberian. De fapt, îi impune oricui intră în Liberia, trebuie să-și facă un test COVID care costă pe la vreo 75 de dolari de persoană, unul la intrare și unul la ieșire. Uhum. Și nu vreau să intru în detalii, că a fost destul de interesant cum era totul organizat acolo, dar la un dat trebuie să scrie din ce țară vin și în ce țară plec.
și au scris România în foarte multe feluri și tot timpul trebuia să le spun că nu e România, că e Romania, că nu e, mă rog. Și tot timpul trebuia să le zic, nu e așa, că nu prea scrie așa ceva des, și se uita la mine, nu, e prima dată când scriu țara asta. Da, uite, da, păcate... da, unde e țara asta? Și zic, din păcate, acolo unde rușii fac curat, da. Așa, okay. Atunci făceau așa ochii mari și te mai duci acasă. Da, mă duc acasă, asta e. Ok. Ați ajuns la un moment dat și ați făcut piața, uite, gamă, așa, ok. Cineva a comentat la tine, da, domnul doctor, fără mască, cât de, eu știu, relaxată sau cât sunt oamenii din zona aia referitor la pandemie sau cum ați simțit voi traiul de acolo? Acum, tu știind că ai fost și înaintea pandemiei în misiuni umanitare, tot în zona asta. Da, păi am mai postat acolo o fotografie cu Colegiul Medicilor din Liberia. Dacă intri acolo, într-o instituție de stat, sau dacă intri într-un magazin, era afișat că trebuie să-ți pui mască. Și uh-huh. Eu îmi puneam mască ca să respect ceea ce se spune acolo. În realitate, au avut foarte puține cazuri. Acum nu știu cât de des au testat și ce controle au făcut ei, dar... nu cred că au avut vreun deces. Nu trebuie să consult statisticile, sincer, nici nu mi-a păsat, pentru că între timp la noi se relaxase treaba. Asta este spitalul unde am lucrat. Așa și oamenii nu prea... Deci, pentru ei COVID este pistol cu apă. Deci, dacă îi întreb de Ebola, încep să-ți povestească. Dacă îi întreb de COVID... Da, da. Mm-hmm. Înseamnă că, bun, alea sunt niște boli mult mai, bun, mai dese și mai prezente în istoricul lor medical. Astea era, nu știu, unde ați dormit, cazarea voastră? Da. Asta este, este un lodge pentru surferi, care prin anii 70 era un lodge pentru surferi. Aha, okay. Și după aceea au urmat niște turbulențe politice, inclusiv un război civil în care toată lumea a omorât pe toată lumea și țara s-a dus foarte tare de râpă după anii 70. Cândva Liberia era o țară frumoasă și era o țară către prosper așa. Dar problemele care au venit după aceea i-au adus în topul țărilor celor mai sărace din Africa. Și casa asta a ajuns o dărâmătură. Apoi au venit unii de la Cross Cultural Care, este un ONG înființat în Statele Unite, care au reabilitat lodge-ul ăsta și le-au făcut un centru de deocamdată funcționează ca un centru în care ei încearcă să pregătească copiii de liceu să-și ia testul vest-african. Este pe de bacalaureat sau cum? Da, este un bacalaureat, dar este acceptat în toate țările care fac parte din ECOWAS, dacă bine știu. ECOWAS este o comunitate a mai multor țări africane, de la Nigeria, Ghana, Liberia și așa mai departe. Și toate țările care sunt în comunitatea asta au un pașaport care este acceptat în toate, nu-ți trebuie viză dacă ai un pașaport ECOWAS și așa mai departe, dacă ai un bacalaureat. E bine... În lodge-ul ăsta acum se pregătesc copii de liceu care să ia acest examen ca apoi să își poată deschide orizonturile și să ajungă să fie acceptați la universitate tot în această comunitate. Cel care ne-a dus acolo, la un moment dat am postat o poză cu Harris, este un liberian care la un moment dat avea o
un job foarte bine pus acolo sus în guvern. Ok. Și a renunțat la el pentru că, politic vorbind, acolo, dacă nu ești cu unii, ești împotriva lor și... Să știi că e la fel și peste tot. nu văd nicio diferență. Uite, înainte să continuăm, avem niște mesaje. Olsen Baden ne urmește din Germania, ne spune bună seara și ne trimite ni aștea o floricică. Din păcate sunt român care nu știu să scrie corect numele țării, așa că eu nu mă mir că cei din Liberia au avut probleme în sensul ăsta, zice Bogdan Suciu. Și Vasile Herman, care a luat acum premiul de antrenorul anului, chiar în seara zilei de marți, când am avut eu, după interviu, am urmărit gala spotului. Așa, îți transmite și el felicitări. Zi-mi un pic, cine este colegul de breaslă cu care ești acolo în fotografie? Nu suntem în fotografie, doi medici americani. Așa. Acolo, în dreapta, este James, Dr. James Appel. El este un veteran ceadian, ca să spun așa, deja. A stat vreo 12 ani în Cead. Nu știu dacă am pomenit că atunci când mă pregăteam să plec în Cead în 2012, aveam de gând să stau un an întreg. Și motivul pentru care mă duceam era pentru că, în afară de faptul că simt chemarea asta să mă duc, eu am mai fost acolo în 2007, într-o perioadă în care capitala țării avea numai 3 străzi asfaltate și arăta ca un sat african imens. Oh, era în 2007. La sfârșitul lui 2007, începutul lui 2008, au fost acolo niște probleme în care niște rebeli au ajuns de la granița cu Sudan până în capitală. Deci asta a fost la câteva luni după ce am plecat noi. A fost o zonă de război și am văzut acolo pregătiri și la prea multe nu am fost expuși. Dar după aceea, când am văzut la știri ce este acolo, mi-am dat seama unde am fost. Și James era deja acolo. La un dat el s-a însurat, soția lui a pierdut o sarcină, după ce a reușit să nască doi copii, niște gemeni, dintre care unul din ei la un dat a murit de mic, de malarie. Oh, e trist. A fost o pierdere enormă pentru, îți dai seama, pentru el. Și eu știam că este un singur doctor la milioane de oameni, la fel și cu dentiștii, și mi se părea că el face un sacrificiu foarte mare. Deci, între timp am devenit prieten, da? Și prietenului meu i-a murit copilul, fiindcă el este acolo. Și eu sunt în Mediaș, da, știu, sunt în cea mai, în topul țărilor cele mai sărace din Uniunea Europeană, dar nu se pune cu ceadul, știi? Dar poți să faci ceva la un moment dat, indiferent de locul de unde ești, dacă vrei să ajuți, nu? Poți să faci ceva. Da, și mă rog, mie mi se părea ciudat, știi, eu să stau acasă și el îi mor copii acolo și na, și așa m-am dus eu. Între timp... Acesta a fost primul tău pacient? Parcă așa scria pe Facebook acolo. A fost printre primii pacienți. Primul pacient a fost o doamnă și... James, acolo în poza în care îl vezi, era undeva în spatele acestei încăperi. El tocmai atunci avea malarie când l-am fotografiat. A, uite, îmi spunea în ziua aceea, este foarte aproape de sala de operație. Era un loc foarte curat în care puteai să mănânci liniștit. Și, da? Da, uite, la un moment dat ai făcut un close-up aici. Ce mâncați voi zilnic acolo? Ce era mâncarea? Rice and beans, adică orez și fasole. Ah, orez, da, ok. E pe jos, las că e pe jos. Da. Și nu vreau să nu calc pe el acum. Așa. Ok, așa, deci asta era mâncarea voastră zilnică? Da, la spital se servea rice and beans și... dacă toți mâncau, mă duceam. La un moment dat mi se spunea lunch is ready, lăsam instrumentele și mergeam la lunch. Și băgam toți acolo lingura în orezul ăla și bagă. Da? Ok. Cam cât faci?
Câți pacienți aveai pe zi, Roland? Am avut și foarte mulți și foarte puțini. În special în ultimele zile în care oamenii s-au prins că este un lucru bun, că au un stomatolog pe acolo, ei neavând niciodată, deci Harris cred că are vreo 60 de ani și mi-a spus că el s-a născut acolo și nu știe să fi fost vreodată un dentist în oraș. Asta este un oraș undeva aproape de Sierra Leone, e destul de departe de capitală. Și ei au anunțat la radio că ne-am dus, dar abia când am ajuns, prima dată când a trebuit să merg, era plănuit să merg de Crăciun, a intervenit varianta Omicron, s-au anulat zborul, s-au încurcat lucrurile, nu m-am mai dus și am reușit să plec abia acum, în februarie. Și n-au mai anunțat la radio că vin, pentru că s-au gândit, mă, dacă se întâmplă iarăși, vin oamenii degeaba, știi? Și au început să anunțe în prima zi când am ajuns eu acolo, oamenii nu au prea știut, la început aveam 5-6 pacienți și după aceea către sfârșit aveam câte 20. Ți-ai fi dorit să rămâi mai mult? Absolut. Absolut. Prietenul ăsta meu, James, 2 luni pleacă în Statele Unite, lucrează acolo într-un loc îndepărtat și izolat al Statelor Unite, nu prea sunt doctori, și face tot felul de gărzi de noapte și de weekend și în 2 luni adună bani ca să stea el cu toată familia restul anului în Liberia. Deci el în 2 luni în America produce pentru o familie de 5 membri, ca să poată sta acolo și să-și ducă și instrumente și consumabile și așa mai departe. Asta urma să te întreb. Bun, ok, dacă e așa de săracă zona și de unde resursele pentru instrumente și pentru tot ce ai tu nevoie acolo ca instrumentar, ca și stomatolog? Eu mi le-am spus de aici. Da? Adică am 4 genți pe care le-ai, cred că doar 3 se văd la un dat pe tren. Am avut vreo 4 genți, dintre care o geantă era un cabinet mobil. Acolo aveam de la detartraj până la lampă UV și turbină și aspirator, tot ce-mi trebuia. Și plus consumabile, mi-am dus anestezice care să fie proaspete și să fiu sigur că funcționează acolo. Deci nu mi-am dus chestii expirate sau... Da. Doamne ferește! Ok, uite, o rectificare. Olsen Baden ne urmărește din Copenhaga și ne spune că suntem niște oameni de nota... Bun, ce scrie acolo? 100 inimioare și ne și îmbrățișează. Ți-ai făcut și pe lângă prietenii ăștia, să spunem, cu 2 picioare și prieteni cu 4 picioare acolo în Liberia. Da. Ce? Cine-i personajul? Cățelul ăsta era un câine de pază la un, nici nu știu cum îi spune în românește, fishmonger se spune în engleză, adică cel care colectează peștele de la pescar și după aceea îl vinde mai departe. Aha, ok, da. Și ăsta era un cățel de pază, dar pentru că localnicii nu știu să se poarte cu un cățel, mie îmi plac căței și știu să mă port cu ei, ăsta a prins așa un drag de noi, că umbla după noi și îi mai și călătra pe alții care veneau prea aproape, că eram stăpânul lui. Deși trebuie să menționez că în Liberia este primul stat african în care am văzut localnicii îngrijind căței. Deci la un dat i-am văzut ducându-i la plajă și spălându-i în mare cu săpun, cu habană, cu detergent. Da. Dar i-am văzut îngrijind câini, ceea ce pentru mine a fost wow. Iar cățelul ăsta este probabil, din păcate, singurul cățel vaccinat antirabic acolo. I-ai dat un nume? Avea un nume? Ți-au spus localnicii, ok, cum îl cheamă? Da, îl cheamă Yala. Yala. Știi cum spun arabii? Yala, hai, mai repede, mai repede. Da. Ai postat pe Facebook cât ai fost plecat, uite o chestie interesantă, că sunt niște, ai scris tu cum să facem o comparație când absolvim, sau românii, cel puțin când am absolvit, noi se făceau tablourile de sfârșit de an, de generație, la liceu.
Dacă... Și minte că poza directorului era cea mai mare acolo. Așa, sus, da, da. Aici este că The Struggle. 77, ei știu. Unde ai fotografiat chestia asta? Sau sunt, eu știu, în fiecare localitate, sat sau cum e? Care e obiceiul? Te-ai documentat? La un dat am postat o poză în care spuneam asta, la asta m-am trezit. Deci noi am ajuns seara în Robertsport și dimineața când m-am trezit și am privit afară de pe terasă, am văzut niște clădiri sus pe deal. Uh-huh. Și asta era acolo. Clădirile de acolo aparțin unei misiuni creștine. Biserica Episcopală, nu mai știu. Astea sunt cu totul și cu totul altceva, nu? Clădirile, da, astea sunt de la mine din cartier. Clădirile, da? Astea. Ah. Asta e cartierul meu. Da? Și asta e... Asta tot din cartierul tău din Liberia. Asta era în fața casei către mare. Deci casa asta era pe plajă, a ajuns pe plajă. Ea înainte, în anii 70, când a fost făcută, se spune că mai era aproape un kilometru până la mare. Iar acum mare, cred că este la vreo 150 de metri de casă. Și bărcile astea sunt bărci făcute de niște, cum se numesc, că nu sunt sculptori, sunt favoritori de bărci din Ghana. Niște meșteșugari, care... niște meșteșugari de... Ok. Care știu să ia trunchiul de copac și să îl sape, să îl sculpteze până când îți fac o barcă din asta. Și oamenii ăștia scot barca din apă și e, cred că ajunge la vreo câteva sute de chile, mai ales când este încărcată, și așteaptă să vină valuri astfel încât să folosească puterea și inerția de pe valul respectiv ca să aducă jumătate de barcă pe nisip, și de acolo cumva să-l tragă sus pe locul în care l-ai văzut în fotografie. Auzi, ce te-a impresionat cel mai mult în misiunea asta? Acum, a câta e? De câte ori ai fost plecat? De când ne cunoaștem noi? 2012. După 2012 am fost de două ori în Namibia, inclusiv Zambia. Am mai fost în Chad un an întreg. În 2016 a fost o pauză, în 2015 am fost în Germania, în 2016 am fost din nou în Chad. După 2016, în 2017, din 2017 până în 2022, din păcate n-am mai putut pleca. Și cred că este a patra sau a cincea de când ne cunoaștem. În detura asta, care a fost lucru care te-a impresionat cel mai mult? Sau te-ai obișnuit cu viața de acolo sau cu impactul? Eu știu, e cu totul... Bun, afară de faptul că ai venit de la 30 de grade și ai fost nevoit să... Bun, să te îmbraci are din cap până în picioare. Da, păi... Nu știu, uite, de data asta n-a fost nimic care să mă șocheze. Poate fiindcă am văzut eu prea multe. Și aici în spital am văzut... Am văzut oameni cu fracturi vechi de un an, care erau cu deplasare. Unele au fost deschise, unele închise și deschise alternativ și într-o stare foarte deplorabilă câte unul. Dar și nu mă mai impresionează. Cred că Chad-ul m-a călit. Acolo am văzut de la copii muribunzi până la tot felul de chestii. Da, din punct de vedere pozitiv, nu știu, mi-a plăcut foarte mult că oamenii erau foarte prietenoși, deși erau mulți într-o stare în care, dacă eram eu, probabil că eram în depresie și mă gândeam să îmi pun capăt zilelor. Îți dau un exemplu, era o femeie care venea să vândă cola și Fanta. Nu vreau să fac reclamă. Ok, venea să vândă băuturi. Așa. Reci. La marginea drumului, și cineva care ajunge să țină două sticle reci, să aștepte pe cineva să îi le vândă, nu poate să fie cineva care face foarte mult într-o zi, știi? Uh-huh. Și la un dat stătea așa cu ele în mână și a văzut că noi nu vrem nimic, că eram în drum spre aeroport, și
stătea efectiv și se uita așa la noi. Și m-am uitat și am zâmbit, știi? Și când a văzut că am zâmbit, mi-a zâmbit înapoi. Și a fost așa o serenitate, știi? Deci, imaginează-ți piața aceea pe care o vezi acolo în fotografia aia, o extinzi așa până la marginea drumului. Și acolo stau unii care vor să-ți vândă ori banane, ori nu știu ce. Și deși sunt chiar în contextul ăla lipiți pământului, știi, au puterea să zâmbească și asta să știi că m-a făcut să-mi dau seama că oricât de rău mi-ar merge aici, ar trebui să găsesc și eu de undeva o... Da, da, ok. O sursă de zâmbet, știi? Uite, Bogdan scrie, de altfel când ești din România, nimic te mai poate șoca. Eu îi spun la Bogdan și bun, celor care ne privesc, când am fost în Egipt, avionul a mai făcut niște ture înainte de a ateriza și când am văzut din avion cam ce se vedea, nu în zona aeroportului, mai mult mai departe și după care am și călătorit acolo, am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-am născut în Europa. Da. Mulți să știi că nu se gândesc la chestia, cel puțin unii care nu au ocazia și șansa să călătorească și să vadă că sunt lucruri sau locuri mult mai puțin prietenoase cu noi, cu pământenii. Și nu știm să ne bucurăm de ceea ce avem. Uite, revin la fotografia asta din piață. Ce vindeau oamenii? Care era produsul pe care era cel mai vândut acolo? Voi v-ați dus să cumpărați fructe, legume, de aleguri, cred că. Da. Cum să spun, pentru mine a fost o dezamăgire piața asta. Dacă am văzut că ce ai scris acolo, de-aia am zis, te las pe tine să povestești. Deci tot ce am putut cumpăra și a fost cât de cât ok, a fost trestia de zahăr, care se vede puțin acolo în imagine. Se vede o bâtă acolo, chiar în fața mea. Așa, da, ok. Vândeau tot felul de chestii de plastic și mai găseai o ceapă. Ce era interesant, că oamenii ăștia consumă partea verde de la cartofi, deci planta verde în sine. Îi spune potato green, pentru că e partea verde de la cartof. Nu știu sigur dacă este același cartof care îl avem noi sau e cartoful dulce sau e altfel de cartof. S-ar putea să fie cel dulce. Și e comestibilă chestia aia? Da, e o toacă mărunt, ca și cum ți-ai tocat ceapa mărunt. Și o bagă într-un sos. Cred că am avut în sosul ăla din imaginea cu cantina. Cred că am avut așa ceva, nu sunt sigur. Stai să ajung din nou la cantină acolo, la imagine. Așa, ei mai vindeau manioc sub diferite forme. Deci, da, aici nu era. Aici era doar fasole și orez și niște pește. Bun, cabinetul tău, tu când ai ajuns acolo, ai știut că ai doar o cameră unde poți să ai cabinetul sau cum? Te așteptau la un moment dat? Era o clădire specială în spital? Nu. Era o cameră de consultații. Okay. Care avea o masă și un scaun și acolo s-a întâmplat să fie și o targă adusă din Statele Unite, o targă din asta pe roți, care, din fericire, putea fi ridicată. Deci dacă cumpai piciorul, puteai să o poziționezi cumva și m-a ajutat foarte mult. Mă gândeam că urma să te întreb dacă aveai scaun special pentru stomatolog. Nu. Nu. Ar fi fost o opțiune să fi cumpărat cabinetul ăla mobil de care spuneam, să include și un scaun pliant. Dar am mai lucrat pe unul din ăla și mi s-a părut că dacă găsesc o targă sau un pat, e la fel de ok decât să car niște chestii care să nu mă ajute foarte mult, știi? Și atunci a fost destul de ok. Va trebui să modific. Asta este un cabinet mobil nou-nouț, mă rog, un unit mobil nou-nouț, pe care acum l-am testat prima dată. Și va trebui să-l modific un pic, să fie un pic mai ergonomic. Dar în rest și-a făcut treaba nesperat de bine. Chiar... Uite, da.
Înainte să continuăm noi discuția și profitând de faptul că văd că ai în spate o chitară acolo, cred că e o copie de Gibson, dacă așa. E... Bun. E foarte bine că ai. Bun, hai să îmi răspunzi la o chitară destul de ieftină. Băi, bine că ai și că te bucuri de ea. Ia zi-mi ce cânți cu mai mare plăcere. Uf. Cu chitara asta încerc să învăț niște solo-uri. Am încercat să învăț niște solo-uri simple de la Guns N' Roses, de la Queen, de la Ozzy Osbourne. Ok. Știi alea mai melodice, așa, care... Da. Ca să nu-mi rup degetele de tot. Cât-s mai mare la chitară, la mai mare plăcere la chitară acustică sau electrică? Depinde ce vreau. La aia acustică prefer să creez, dacă cumva sunt într-o pasă creativă. Uh-huh. Acorduri. În schimb, la asta, la altă, e mai mult așa ca o supapă de siguranță, știi, când vrei să dai drumul la ceva și ești supărat sau ești, mă rog, te apuci și îi dai drumul, știi, pe supapă de siguranță. Ok, uite, sunt doi domni aici care i-am scris eu pe ecran, Eddie Van Halen și Jimi Hendrix, care te influențează mai tare? Ai pe altcineva? Eu fiind fan Queen, prefer să mă uit la Brian May, dar dacă e să mă uit undeva mai sus, așa mă uit la Jimi Hendrix. Și cred că este foarte sus, în afară de Little Wing, nu știu ce aș putea să încerc altceva de la el. Da. Zi-mi un pic, primul concert la care ai fost tu? Pentru că, bun, virusul ăsta muzical trebuie să-ți vină de undeva și sunt sigur că ai fost. Cum am fost eu când aveam când eram în clasa a patra, deci aveam 8 ani, m-am dus la concert la Semnalem și am zis, bă, ok, deci cu muzica asta vreau să cresc. Sunt sigur că s-a întâmplat și la tine același lucru. Vorbim de concerte rock sau de concerte inclusiv simfonice? Indiferent, deci ce muzică, muzica e muzică. Da, păi primele dăți m-am dus la concerte simfonice. Și primul concert rock la care am fost, cred că a fost Phoenix. Da, a fost Phoenix și era în Iași, în Piața Unirii. Oh. Și a fost fain și în rest, cred că cel mai mult mi-a plăcut la Dream Theater și la Roger Waters. Cred că show-ul cel mai complet a fost la Roger Waters în București. Mă înseamnă că am fost amândoi în același loc, în aceeași moment. Fără să știm unii de alții. Fără să știm unii de alții. Da. Ok, bun. Dar ultima dată când Pieter a fost la Sibiu, la concertul acela ai fost? Nu. Cred că, cum să zic, e un pic mult prea complicat. Eu mă duc un pic pe hard rock ăsta, cu zona progresivă nu prea okay. Mă simt bine acolo. Zi-mi un pic, uite, trei piese preferate pe care le asculți la orice zi din la orice oră de zi sau de noapte, care te bine dispun, nu știu, înainte să mergi la cabinet sau când ai o pauză la cabinet, sau, ok, care îți încarcă bateriile. Păi în ultima vreme ascult Dream Theater, ascult și Nightwish uneori, depinde de dispoziție, nu știu ce să zic. Ai o piesă preferată de Queen pe care o e... De la Queen am multe. Cea care mă pune cel mai mult pe gânduri este Who Wants to Live Forever. Acolo am găsit multe mesaje care mă trimit în multe locuri. Show Must Go On din nou îmi place foarte mult. Too Much Love Will Kill You iar îmi place foarte mult. Varianta în care e, bineînțeles, Freddie Mercury, primele variante de la Too Much Love Will Kill You le-a lansat Brian May. Da,
nu știu, sunt multe, nu, mi-e foarte greu să le trec. Ok, bun, hai să vedem la capitolul ăsta de, uite, dacă ai un serial preferat, ce ultimul serial pe care l-ai văzut cap-coadă? Acum în pandemie toată lumea. Ultimul pe care l-am văzut sau ultimul care mi-a plăcut? Ultimul care l-ai văzut cap-coadă și ți-a plăcut. În ultima vreme m-am uitat la câteva polițiste, The Sinners, spre exemplu, dar cel mai mult mi-a plăcut Westworld, primul al treilea sezon. Al doilea a fost din ăla, așa că trebuia să-ți iei hârtiuță și creion să vezi ce și cum se leagă lucrurile. Sunt în general fan Nolan, fie că Christopher sau Frateson. Ok. Și la capitolul vacanțe, unde te duci cu plăcere? La munte sau la mare? Cea mai mare plăcere rămâne muntele. Și datorită parapantei, dar și datorită a ceea ce se întâmplă după ce depui efort și ajungi sus, știi? Mai ales că am avut plăcerea să urc câteva poteci și prin Nepal. Și, nu știu, muntele mi s-a părut că a schimbat mai multe vieți decât marea. Mă refer la viețile celor cunoscuți mie. Aha, ok. Bun, am pus punct la chestia asta, hai să revenim la misiunea tale umanitare. Ce urmează, Roland, pentru tine? Eu cred că încă tu tot mai ești cu gândul acolo la Liberia. Da, vreau să spun sincer că după ce m-am întors din Chad, după un an de stat acolo, a fost un an foarte greu. Eu sunt foarte mândru de ceea ce s-a realizat acolo, pentru că clinica pe care am pus-o pe picioare acolo încă funcționează. Și asta în special datorită celor care sunt acolo și continuă să lucreze. Dar fiind și un an foarte greu în care m-am lovit cu capul de multe chestii, eu am plecat în foarte multe misiuni și dintr-un idealism anume, știi? Mm-hmm. Și după 10-15 ani de idealism, când te lovești foarte des de realități crunte și îți dai seama că viața începe să treacă, știi? Bine, nu regret nicio secundă petrecută, știi? Da. Dar de data asta, când am plecat în Liberia, a fost prima dată când am plecat așa cu o ușoară reținere, pentru că, nu știu dacă am ajuns la o maturitate sau am ajuns la o anumită oboseală sau, nu știu, dar am plecat cu o anumită reținere și în clipa în care am ieșit din avion și am pus piciorul pe pământ acolo, mi-am dat seama că acea chemare pe care am auzit-o și în prima secundă când am plecat este încă acolo și nu am de gând nici să o sugrum, nici să o fac să tacă, așa că o să plec. Nu o să mai plec ca un bush pilot sau ca un bush dentist care merge doar acolo în junglă să scoată niște dinți și să rezolve acolo câteva probleme pasagere. Vreau să plec din nou astfel încât în urma misiunii respective să rămână niște oameni formați și antrenați să contribuie ei mai departe la sănătatea celor din jur și să fie suficient de bine antrenați încât ei la rândul lor să îi antreneze, să transmită cunoștințele lor mai departe. Și crezi că o să găsești posibilitatea asta ca să fii trainer acolo? Nu? Alte organizații din, nu știu, România, Statele Unite, alte țări care sunt implicate pe zona asta de voluntariat în zona Africii, să facă rost de fonduri și să spună, ok, Roland, ți-am găsit niște 5-10 persoane care la un moment dat sunt pregătite și te așteaptă să-i specializezi, să-i înveți ceea ce să facă și să rămână acolo
stomatologi sau ce poate să învețe în 6 luni de zile, un an de zile, cât poți să stai tu ca și trainer acolo? Bun, păi depinde de ce vor fi capabilizați să facă. Uh-huh. Okay. Depinde ce instrumente vor avea și ce condiții vor avea de lucru acolo. Asta este una din chestiuni. Și cealaltă chestiune este legată de fereastra legală în care, sau de umbrela legală sub care să faci lucrurile astea, pentru că cel mai ușor de adoptat în orice lume, a 1-a, 2-a, 3-a, 15-a, este acea tagmă de sfinți care te mănâncă până ajungi unde trebuie, știi? Da, birocrație. Da, te-am înțeles. Și, acum, eu când m-am dus acolo, deși îți dai seama, oamenii ăștia au foarte puțini stomatologi în țară. Cred că sunt vreo până în 10 în capitală și în rest nu sunt. Și la, nu știu, 10 milioane sau cât sunt ei, este foarte puțin. În chat, spre exemplu, un asistent oarecare are dreptul să facă extracții. Doar atât. Și m-am folosit de portița asta legală să recrutez niște asistenți și de acolo să selectez pe cei care erau cel mai bine înzestrați pentru asta și să îi formez acolo. Și pe asta mă bazez și în Liberia. Dacă se vor găsi resurse financiare, în primul rând pentru a crea condițiile de lucru acolo. Acum mi-am luat cabinetul mobil cu mine, dar dacă vrei să faci training acolo, nu poți să te duci numai cu atâta. Trebuie să fie niște condiții așa. Și în al doilea rând, trebuie ca propriile reguli din țară să le permită să facă aceste manopere. Liberia este o țară care ține foarte bine legătura cu Statele Unite și mulți liberieni fac exact același lucru pe care mulți români l-au făcut în Europa. Au plecat în locuri unde se câștigă mai bine, s-au întors și au încercat să reinvestească și în sensul ăsta este o deschidere spre lume prin Statele Unite. Și cam pe când crezi că o să te întorci sau încă nu știi? Deocamdată e prematur să zici chestia asta. Am văzut că cei de la Cross Cultural Care sunt interesați. James Appel, pe care ți l-am arătat acolo în poză, face chirurgie ortopedică. Și el este sprijinit de Cross Cultural Care și pentru că el m-a recomandat și pentru că au văzut și ei de ce sunt în stare în condițiile în care sunt acolo și știind experiența pe care o am din Chad și mai în spate, și-a dat seama că sunt o persoană cu care ar putea să colaboreze pentru că ar fi interesați să contribuie la sănătatea dentară a liberienilor, în special Harris, despre care spuneam că este un liberian dedicat. Mm-hmm. Vreau să spun că este unul dintre oamenii care nu delapidează. Deci el, dacă primește niște fonduri, le folosește cum trebuie. Le folosește așa cum trebuie. Are o anumită etică. Ceea ce e foarte bine. Da. Ceea ce e foarte greu de găsit în țări care sunt în topul celor mai corupte din Africa. Știi? Și ar trebui să-i cloneze pe ăștia și să fac mai mult ca lucrurile să meargă mai bine. Uite, la un moment dat am primit din nou un mesaj de la Bogdan, spune în felul următor: exact, bogăția din țara noastră, din toate punctele de vedere, e fabuloasă. Și noi nici nu conștientizăm acest noroc. Felicitări invitatului pentru activitatea și munca în folosul oamenilor sărmani și urez sănătate și succes în toate. Mulțumesc, sunt gânduri bune pe care le apreciez. Ok. În alte zone nu ești atras să mergi? Care ar fi, uite, în afară de zona asta? Știi cum e? Te atașezi, deci vrei, nu vrei, te atașezi. Deci, și aici când ieșeai pe stradă și veneau copii, hai, da. Și erai înconjurat așa și erau și oameni de treabă, știi, puteai să ieși în cartier fără să... Și ai văzut în ce condiții erau, erau case de tablă, știi?
Nici nu vreau să știu. Apropo, nu ți-ai luat, nu era o chitară pe acolo? O măcar o acustică să... Ba da, James avea. Da? Și cred că am găsit acorduri de la Wish You Were Here, de la Pink Floyd. Eu îți mulțumesc, Roland, pentru minutele pe care le-am petrecut împreună. Din nou te felicit și continuă să faci ceea ce spune sufletul, că altfel ne pierde. Da. Mulțumesc. Da? Poate data viitoare te anunț din timp că plec. Dacă ești interesat de plecările mele... Cu mare plăcere. Oricând. Și... Am observat că am surprins pe toată lumea când am postat din tren. Probabil că au și uitat, aproape că și eu am uitat cum e să pleci în direcția aia. Da. Încă o dată felicitări și așteptăm vești de la tine și poate ne dai și un feedback de acolo din Liberia, cam ce, nu știu, se face la un moment dat așa un test sau de feedback, nu? Spun, băi, am fost mulțumiți, te mai așteptăm. Te-au chemat la postul de radio acolo, ai vorbit. Da, m-au chemat, dar s-a luat curentul și... Băi, aici că a venit doctorul stomatolog, hai să-i luăm curentul ăsta, măcar să... Nu? Eu aveam compresorul încărcat, așa că nu era problemă, da? Și aveam frontală, deci nu era problemă. Okay, uite, felicit. Da, sunt lucruri care le crezi garantate aici, știi? Și acolo... E ceva special. Oricum, mulțumesc pentru invitație și sper să ne vedem sănătoși. Sper să ne vedem și să mai și povestim și uite, poate mai și cântăm împreună la chitară într-o seară, la un pahar de vorbă, cu mare plăcere. M-aș bucura. Ok, seară faină, Roland. Roland Herman a fost invitatul de astăzi, unul dintre cei trei. Facem recapitularea, deci prima dragoste. Interpretarea de la Roton din Republica Moldova a fost prima, am fost în Germania la Manfred Zeiler și am discutat despre misiunea din Liberia a medicianul nostru Roland Herman, care iată a stat 3 săptămâni acolo și a făcut lucruri foarte bune, trebuie să îl felicităm și de ce nu să ne mândrim cu el, pentru că avem oameni care iată într-adevăr aduc plus valoare comunității noastre. Săptămâna viitoare începe marți, din aprilie m-am gândit la un moment dat să schimb zilele de difuzare, o să vă anunț însă din timp. Marți seara vorbim despre turneul băieților de la Dirty Shirt, care sunt pregătiți să lanseze un album nou și se pregătesc de concerte atât în țară cât și în străinătate. Marți seara, deci de la ora 19 din nou ne reîntâlnim aici la interviurile Media News. Toate cele bune!